Avea o caroserie nouă pentru români, producătorul de la Mioveni vrea ca noul model să fie mai sofisticat, să țină pasul cu vremurile. Și vor fi ceva schimbări, chiar și la motorizare și dimensiuni. Jurnaliștii francezi spun că ne vom putea urca în nou Logan la sfârșitul anului viitor. Este mai mult decât un facelift. Francezii vor să restilizeze Loganul. Principalele modificări sunt la partea frontală, unde farurile sunt mult mai lungite, împinse spre aripă. Grila radiatorului a fost extinsă, dar a păstrat identitatea Dacia, iar partea frontală a spoilerului din față a primit o grilă complet nouă. Și spatele va arăta diferit. Modelul din 2012 va fi cu 15 cm mai lung și va fi disponibil atât în versiune hatchback cât și sedan. Noul Logan va fi și mai puternic. Varianta diesel va ajunge la 110 cai de la 70, în timp ce varianta pe benzină va avea 105 cai putere. Motoarele vor fi schimbate și pentru a avea un nivel mai redus de noxe. Modelul Logan, așa cum îl știm noi în momentul de față pe piața românească, va fi înlocuit la un moment dat cu o nouă generație. Nu este în viitorul apropiat, însă va urma. Jurnaliștii francezi susțin însă că noua Dacia Logan va fi prezentată la Salonul Mondial Automobilului de la Paris vara viitoare. Doritorii o vor putea achiziționa abia în decembrie. Potrivit estimărilor, mașina se va scumpi cu 200 de euro. Pentru piața românească înseamnă o creștere de preț de la 6.500 de euro la 6.700 de euro, cea mai ieftină versiune. Automobilul va fi produs tot la uzina de la Pitești, cel puțin variantele care vor fi comercializate în Franța și România. Pentru bucureștenii